Este cod roșu în Filipine, înainte de sosirea taifunului Mellor. 700.000 de oameni au fost evacuați din calea furtunii. Autoritățile se tem că taifunul va aduce la țărm valuri de până la 4 metri și va provoca inundații sau alunecări de teren pe o rază de 300 de kilometri. În această dimineață, taifunul se apropia de arhipelagul filipinez cu 17-20 de kilometri pe oră, fiind însoțit de rafale de până la 185 de kilometri pe oră. În 2013, un taifun a provocat moartea a 7.350 de oameni în Filipine. Arhipelagul este frecvent măturat de furtuni, iar oamenii de știință spun că din cauza schimbărilor climatice, acestea sunt tot mai violente.